Bună, dragii mei prieteni, adică bună ziua, bună seara, indiferent ce moment al, al zilei și al nopții ar fi când ne vedem, vă salut cu drag. Mă bucur să am astăzi în studio alături de mine un vechi prieten și un distins coleg, pe istoricul Ionuț Costea, care încă pe buletin e scris cu diminutivă. Uh, da, e eu... o. E o poveste întreagă A cui uh, -o spui, în sfârșit? legat de numele acesta. Sigur că uh, din Sadoveanu vine numele acesta și uh, se leagă de ziua de naștere zicea că ești sunt în ianuarie, eu? eu sunt, nu chiar, prea da, da, în șase, așa că Aoleu, pre da, 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 da. preliminăm ziua asta ești de tu, Ion. E Ion. Ion Mureșan, e mai Și atunci, uh, da. părinții mei, uh, fiind uh, Tata era profesor de română, mama de biologie. Au ajuns la înțelegerea asta, totuși Ion să nu-i spunem, știi? Că al doilea urmau să-i pună Nelu, dacă era. <laughs> și atunci, oh, da, au zis că Ionuț e... Sufie. Oricum am născut mic, știi, era mic. Mă, da, atunci. <laughs> așa, <laughs> așa e obiceiul. De așa e Dar mă întreb acum, dacă ai fost Ionuț din start, cum te diminutivau? care -i diminutivul de la Ionuț? Uh, am, nu, am crescut într-un sat uh, săsesc. Da? Știi, în, uh, lângă Sebeș, uh, Petreș, toată lumea știe de fabrica de hârtie de acolo. Au avut da. caiete la școală și le-a rămas în memorie. Uh, Urăsc caietele alea, nu? Uh, și fiind un oraș, uh, un, un sat din ăsta cu sași, uh, îmi spuneau uh, cu formula săsească. Uh, Malintau și prietenii, și tot am rămas pentru prietenii Honț De la Hanț. Uh, da. Știi că atunci când am citit Mara lui Slavici, mi-am tot bătut capul de unde vine Huber Națl, el a scris împreună. Uh. Națel vine de la Ignatius Națio. Da, dar mi-a luat ceva timp. Tot așa cum până să descoper de unde vine domnul Goie, uh -huh. mi-a luat vreme că nu venea să cred că îl cheamă Neagoie. Neagoie. Nu? Da, da, da. <laughs> Scris Tot împreună. o formă de, știi, <laughs> neagoie. <laughs> Scris împreună. <laughs> Noi l-am despărțit, pe urmă, așa, da, 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 cu da. spiritul ăsta, cu duhul satiricului pe care uh, românii l-au asupra de măsură câteodată. <laughs> da, e, e bine că în partea asta de a continentului putem <laughs> să respirăm prin uh, Astfel de. Mai râdem, de când de altceva nu avem ce face. Da, nu? <laughs> Spune-mi, Ionuț, cum, cum e copilăria într-un loc plin cu saș? Mai erau saș atunci? Uh, erau, erau, erau destul de mulți. Aveam vecini în stânga, în dreapta, pe stradă, aveam colegi, în clasa să se Sobri și uh, preciși, cum se spune? Uh, au umor sau au umor? Au umor, a umor sunt prietenoși, umani. Am avut foarte mulți prieteni, colegi de clasă. Da. Mă întreb atunci de re au plecat. serios, foarte, dacă, serioasă, dacă, foarte dacă sunt Și românii prietenoși, de ce nu ne-am Au dus crezut, viața împreună? Uh, mai da, na, uh, au crezut că... E, e, e mai bine dincolo, e mai bine în Germania, e mai bine în patria lor de origine. Ai fost în Germania, nu? Am fost în Germania. Și e mai bine? Am studiat acolo, am predat acolo. Ai, ai, ai. Uh, ai o experiență bogată, deci n-ai fost doar ca simplu turist. Uh, am fost și ca simplu turist, dar am fost și în, uh, și, și profesional, să zicem, dintr-o da. perspectivă din asta profesională. Uh, e, mai, e mai bine. Să știi că Bine în 99, bună. când predam acolo, stăteam undeva la Freiburg în periferie și mergeam cu tramvaiul, mergeam vreo 45 de minute până în centru orașului. Aveai vreme să admiri peisajul? Da, să și să mă gândesc, știi? Și mă uitam la copii și la oportunitățile care le au acolo, știi? Da. Și mă gândeam așa în mine, oare cu ce am greșit că m-am născut în România. Dar uh, sigur că imediat mă corectam și am zis totuși România e mai... Uh, uh, putem râde, știi? În țara asta putem râde mai în mult decât rând, în asta, Germania. Și pe urmă zice că lumea nu e foarte rigidă în România. Sim, în Germania sigur. e un pic mai rigidă, parcă mai... Ține foarte mult la un anume formalism. Da, aveam un, uh, un prieten... Uh, L-am cunoscut în conjunctura asta anilor 90 cu ajutoare, veneau cu ajutoare cu camioane, în așa. era un tip extraordinar de rigid, de corect, onest, era un funcționar în Germania și... Puteai conta pe el, era îngrozitor. Da, nu lua nici măcar un capăt de creion din birou să-l să duc acasă, știi? Să-l valorifice. Uh, <laughs> în familie, exact. <laughs> <laughs> nu, nu, erau uh, două lucruri diferite. M-am gândit adesea, știi că, de pildă de Kant, care avea ritualurile lui, se plimba uh, la o anumită oră, își urma tabieturile, după cum știm, sau Hegel, uh, titani ai gândirii au totuși o figură de proști, dintr-un anume punct de vedere. Adică, dacă îi percepe omul comun, zice, dar ce cu Pe ăștia? Sunt trași cu cheița? Ce se întâmplă cu, cu acești A -a. oameni? Unul nu știe vorbi inteligibil, vorbește foarte sofisticat, nu? Hegel, citește o pagină din fenomenologia spiritului să vezi cum, cum caște ochii. Nu tu. Vreau da, da, să da, da, zic cu da, da. omul de rând. Iar, iar Kant, cum, cum spuneam, e faimoasa anecdotă aia cu Piatra pe care a aruncat-o a pus un buzunar, și din greșeală a aruncat în locul pietrei ceasul pe care îl avea. În fine, nu știu dacă da, e adevărat. Asigur, da, da. și pe mine pe m-au mine impre, impresionat uh, prin uh, rigoare, prin uh, comportamentul acesta de, destul de sever. Numai două uh, secvențe ce ați povesti. Așa. Uh, profesorul care colaboram acolo. Intra, venea la birou la ora 5, în afara orelor de consultații, se închidea în birou și pleca la ora, uh, pleca seara de acolo. De la 9 până la 5 era... Nu avea acces la, la el dacă nu avea o programare. Stătea, lucra, lucra foarte, serios, uh, foarte serios. un uh, al doilea, o a doua secvență, eram la un seminar despre istoria Transilvaniei și una dintre studente avea de făcut o prezentare. Nu știu din ce motiv, n-a reușit să o ducă până la, până la capăt. Și a venit, uh, convins studenții, era emoționat, a, a, -a plâns, -a. era așa, plângăcioasă. Și profesorul Neamț uh, a... Bătut cu mâna în masă, i-a spus domnișoară, mergeți și beți o cafea și când vă liniștiți, veniți la seminar. <laughs> <laughs> Clar. Clar. Fără pardon. Nu se... N-ați făcut. Suntem aici trei oameni care putem să ducem tema asta, să discutăm tema da. asta. Și rămâneți cu... Cu ce ați reușit? Cu da. <laughs> mai mult de atât nu. Da, da. Ha, pe, pe mine asta m-a asta impresionat. rigoarea, precizia, nu de, degeaba, nu sunt Dar cei mai buni tehnicieni. Ai, ai fost primit bine, nu? <laughs> da, da, da. Nu, din punctul ăsta de vedere, o lume care știe să-și onoreze oaspeții. Dar spune-mi, Ionuț, cum, cum ai ajuns tu istoric? Ce te-a apucat? Oh, N-ai putut să faci și tu o meserie serioasă, să uh, conduci un camion, că, să faci alte Eu cred că am făcut o meserie serioasă. Puteam să fac una mai neserioasă și vroiam să fac una mai neserioasă. Ți-a uh, întrebarea care și mie mi s-a pus în repetate rânduri în viață. Da, eu cred că lectura m-a... Corupt. m-a atras, da, m-a dus în zona aceasta. Da. Și pe nesimțite, știi? Din Lucrurile s-au așezat uh, din, uh, din astre, să zicem. Dar, dar când ai știut uh, că ai vrea totuși să fii istoric? Eu aș vrut să fiu uh, uh, mai um, să spun așa fotbalist uh, în uh, Serios? Da, în clasa 8 până, până da. jucam la două echipe fotbal în Sebe și în Petrești. Deci, din... luai foarte în serios. Da, fotbal. Din păcate, în clasa 8 mi-am dat seama că fizicul nu e un suport pentru mine. Dintr-o umăr la umăr cu la antrenamente, nu m-am mai putut opri și atunci. M-am dus după porte și m-am uitat la colegi, erau mari, mult mai înalți decât mine, mai, mai, mai puternici. Contează în fotbal asta? Eu cred că da, cred că da. Și în momentul ăla am zis: Stop, trebuie să fac altceva. Îți mărturisesc, spuneam că lectura e cea care. sau da. dorința asta de a citi. M-a apropiat de istorie. E bine să știi că până în clasa a șaptea, singura, două cărți am citit. <laughs> <laughs> tata era profesor de română, îți dai seama ce protest. năcaz era pentru el. În <laughs> protest, <laughs> de tată. <laughs> nici nu știam uh, uh, citi, o să spun. Uh, 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 o carte era despre Pele, Perla Neagră, și o altă carte despre Napoleon. Uh, M-a fascinat Napoleon, uh, și știam aproape pe de rost cartea respectivă. să zic, doi fotbaliști eminenți. Doi, <laughs> da. asta erau lecturile mele de atunci și da, băteam mingea toată ziua, cu, cu, mai ales cu Sașii, știi? Și din aia m-au și acceptat Sașii pe mine, da? pentru că jucam fotbal. Și jucai bine, înțeleg. Jucam destul de bine la momentul respectiv, ca, ca, și copil, știi? Și... Ce făceai? Erai înaintaș uh, sau fundaș? Sau făceai de toate? Fundaș. Uh, da? Fundaș. Opreai atacurile adversarului? Da, când ești copil, joci multe posturi, știi? Pe, pe multe poziții, da, în fine. Și, mai joci din uh, când Din păcate, n-am mai, mai, jucat de foarte mult timp. Na, din diverse motive. Da. Nu mai ajungem pe teren. <laughs> Dar mingea aia, ca să. Mingea am, <laughs> sunt un colecționar de a dreptul de, de mingi, da. îmi plac. Ai mingele. cu autografe de la. Uh, nu, 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 nu. mi le cumpăr singuri, așa cum îmi <laughs> plac mii. De bucur de ele. Da. da. Spune-mi spune Ionuț, Deci, până la urmă, cam de atunci ai început să cochetezi cu ideea e. de a... Merge să vezi ce se întâmplă cu Napoleon și lumea lui. Cu, da, cu din, din momentul acela, am zis că trebuie să fac altceva și da. am început să citesc. Tot da. așa e foarte nostimă întâmplare. Tata era profesor de română, ți-am spus, era într-un sat pe valea Sebeșului, șugag. Da. Aveam profesor de român, soțul Olgăi caba. Cău Eric era profesorul meu de română, un, un domn distins uh, și cu de un cam desăvârșit, uh, și poate și din cauza lui. Uh, uh, na, dacă poate fi el vinovat că m-a orientat o fi spre. Avut, o fi avut har și. Uh, ți transmis uh, da, mi-a mi plăcut. Era oricum surprinzător, paradoxal, față de toți ceilalți uh, profesori. Se distingea într-un mod, uh, într mod foarte clar, știi. Da. Și. El, încetul cu încetul, fără să mă oblige, fără să-mi dea teme de casă, da. a reușit să-mi deschidă apetitul ăsta pentru, pentru lectură. Um, S-a îmbolnăvit odată. Oamenii în vârstă se mai îmbolnăvesc. Și, și a venit uh, să-l suplinească directora da. școlii. Directora școlii era vecina noastră la două-trei case, era și mătușă mai îndepărtată, era verișoară de-a nu știu câta spiță cu tata și aveam o lecție acolo și pe cine îl pune să citească lecția? Cu glas tare. Pe nepot. Pe, pe nepot. <laughs> și nepotul citea în clasa șasea pe silabe. <laughs> Și a zis la tata. Era un fotbalist adevărat. Da, eram un fotbalist, vorbeam... <laughs> uh, Te-a părât mătușa la tata? M-a părât uh, și atunci a, a început... S-au luat, uh, uh, luat măsuri. S-au uh, luat măsuri și acum îmi amintesc că... Uh, Aveai porție uh, de lectură obligatorie uh, sau cum? Porție de lectură, de povestire și gramatică și știu că tata stătea săracul și spăla vasele. La chiuvetă vara afară, eu stăteam și plângeam pe scările unei verande și repetam după el gramatica. Și astăzi mi-au prins, astăzi îmi prinde bine. M-am prins foarte bine. Uh, dar atunci a fost un chin când auzeam cum se bate mingea pe stradă, și eu uh, eram obligat să învăț gramatica. Să-ți vezi de gramaticile române. tale. Da. Și Sau când, a, să a, când a avut la... toată satisfacție după un an, după doi, după un trimestru, nu, când a început să. În, în liceu, să știi. Da? În liceu am, am început deja să cochetez. Uh, al doilea român care citește mai mult de o carte, deja să crede scriitor. Mie îmi spui. Și <laughs> am început să scriu teste, texte mai mici, poezie... Ai avut și o fază romantică? Deci, da, cu dedicații fel, pentru colege? Nu neapărat. Nu, nu, nu. Începusem deja să citesc destul de sistematic Bun. și să o iau foarte în serios, mult prea în serios. M-au <laughs> încurajat și profesorii de, din, din liceu, M m-au trimis la un cenac, la casa de cultură din Sebeș. Deci o viață ne. culturală intensă da, în care te-ai integrat. Acolo am și debutat, da, în 86, în 1986, am câștigat un premiu și m-au trimis într-o tabără de creație literară a Uniunii Tineretului Comunist la orașul vestitul oraș Victoria din Făgăraș. Știi? Acolo m-am întâlnit printre alții și pe Mircea Cărtărescu, și pe. Deci, trecea prin orașul Victoria și lumea bună. E, adică era Turic. chiar acolo, în tabără, cu noi, Excellent. să ne uh, instruiască, să ne ofere <laughs> un model. Uh, adevărul că uh, a fost un, un moment, tabăr aceea, foarte, foarte interesant, uh, și atunci mi-am dat seama câte parale. Fac textele mele, știi? <laughs> Surprinzător. Am organizat acolo, într-o seară de, de august, un cenaclu literar cu Val Durache de la Iași, da, da. cu... renumitul critic da, teatral, din da, da. dra cea cu, cu alții și am întins textele, toți pe, pe, pe un pat, de era un dormitor de internat, știi? Și ei au tras. Un, unul dintre texte și surprinzător a căzut chiar textul meu mm. <laughs> și normal că n-a n-am ieșit, n ieșit uh, foarte uh, foarte elegant așa, mai și un pic, dar aveam și Oricum până, ai fost din, uh, în centru atenției. Am fost în centru atenției, știi, nu numai ca fotbalist, că și acolo jucam <laughs> da jucam fotbal, știi, în timpul <laughs> de recreere și um, acolo m-am remarcat ca fotbalist. Am fost cel mai bun fotbalist dintre poeți, știi? <laughs> Dar... Um, la facultate, cum, cum ai ales să vii la Cluj? Um, ca orice transilvanean, te-ai uitat înspre Cluj? Sau? Da, tata a făcut uh, facultate aici, a, mama aici, uh, aveam rude, bunici aici la Cluj la un moment dat din păcate atunci în 88 când am dat eu la facultate nu mai trăiau deci toate drumurile de data asta te la Cluj. Cluj. Da da da. Uh, sigur uh, a fost un, uh, un efort uh, admiterea la facultate și știi foarte bine cum o, erau... Pe vremea noastră așa el, da. cum era, Cum erau atunci lucrurile. Și lubele. pe vremea ta. Da. Am, am, da, am venit la Cluj, am, am dus la școala de partid pe Galație. Acolo am dat examenul. M-am prezentat... Nu știam ce probă. Eu credeam că istorie, prima probă. Din păcate, n-a fost prima probă istorie, a fost filozofie. Dar, oricum, am scris... Am scris, da. nu mi-am dat seama că supraveghetorii erau aceiași și la, și la filozofie și la, la istorie și a doua zi, când am avut proba de istorie, supraveghetorul m-a întrebat, ați știut că ieri v-am văzut că la filozofie ați scris? <laughs> M-am rămas surprins, eram oricum, parcă eram în alte lume, într-o trans așa, știi, și... Știu că am ieșit de, de acolo după examenul de filozofie și m-am trezit lângă statuia lui lui Matia Corvinul. Şi... Nici nu știu cum, da, cum am ajuns Da, nu știu cum am ajuns și singurul gând a fost de aici știu să ajung acasă. Știi, asta a fost. De, a, de aici de acum știu să ajung acasă. N-ai luat, luat care per tur la bisericii, Sfântul a, Mihail. Nu Se am, vede am, din era, toate mai, era mai laic, așa, mai fotbalism. <laughs> mai... Nu <laughs> n aveam uh, trăiri din astea confesionale. Și... și în facultate, cum, uh, cum te-ai orientat înspre ceea ce urma să devină uh, una dintre temele tale principale, nobilimea? Uh... Destinul nobilimii în Transilvania. Da. În, ai, ales o, ai ales o specialitate destul de dificilă, unde trebuie să știi și limbile izvoarelor și tot felul de nebunii. Sigur, în, în facultate, pe lângă alți profesori ilustri, am avut și niște profesori la seminar care, care aveau har, zic eu, și care te 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 fascinau. Vorbeau uh, fără să se oprească trei ore, îi admirai uh, că sunt în stare să facă lucrul acesta. Sigur că după aia unii dintre ei te-au uh, te -au mai uh, dezamăgit pe aici și pe acolo, dar sunt profesorii noștri și îi admirăm <laughs> întotdeauna. Știi? Uh, și din, din această întâlnire cu anumiți profesori... Uh, nu, nu aș vrea să trec fără să-l amintesc pe Ion Aurel Pop. A fost unul dintre profesorii care, care m-a marcat, mi-a marcat studenția. Tot așa o întâmplare cu haz. Eram deja asistent, făceam seminarul de istorie în media României, domnul profesor Pop făcea cursul. Și într-o dimineață mergeam în spatele unor studenți și i aud vorbind, zicea unul dintre ei, dacă domnul Pop ar ține cursul de la șapte, de la șapte m-aș duce la școală. <răd> și, uh, am rămas atunci, uh, sigur domnul profesor domnul Pop are, are o retorică uh, foarte specială, atractivă, știe să-și țină în priză asistența. Și asta m-a bucurat atunci. Dar și pe mine m-a marcat când eram student. Și după aceea au fost ceilalți profesori, știi și tu, Ui, colegul ai... tău, Ovidiu Ghita, profesorul nostru, Pompiliu Teodor care domnul profesor profesoratul și -a, da, care, care ne-au uh, oameni cu o retorică specifică fiecăruia și ai. cu un mod de a prezenta lucrurile, de a le foarte, foarte seducător. Da. Și care te-au uh, cum să zic, te-au fascinat, te-au uh, te-au stimulat, uh, te-au făcut să fii atent, uh, să te implici mult în ceea ce faci. Să, să ai o pasiune foarte, foarte bine conturată, să te, <laughs> să te, te, te orientezi Și în pasiunea totuși, asta. Și totuși, nobilimea, cum ai ales acest subiect? Păi, domnul profesor Pop, cu dânsul am făcut lucrarea de licență despre nobilimea în a doua jumătate a secolului al XV-lea, în timpul lui Matia, nobilimea transilvaniană da noblimea românească din Hață. O epocă frumoasă, încă mai exista foarte Frumoasă, atunci. foarte frumoasă, fascinantă pentru mine. Sigur, e mult timp de atunci, din 94, <laughs> când am, scris, când, când am scris licența. De fapt, să știi că am început cercetările astea din anul 2 de, de, de facultate deja, am, Aveai nobili în familie? Nu aveam nobili în Maramure, familie, Dar în, în Hațeg am fost interesat de familia da. Cândea. Cu familia Cândea am început studiul despre nobilime, cercetând onomastica familiei. Și atunci a fost, de fapt, prima. Lucrare științifică pe care am făcut-o, dar făcând o cercetare destul de laborioasă. Știu că m-au trimis la Institutul de Lingvistică, unde am vorbit cu profesori specialiști în onomastică, m-am întâlnit cu profesorul rusu, Andrei Andrei Rusu, și dânsul mi-a pus pe masă un caiet cu nume de nobili din epoca aceasta medievală. asta mi-a demonstrat că e un subiect foarte interesant și care poate să îți ofere satisfacții profesionale. Ei, de la lucrarea de licență, apoi un pasul următor, am trecut spre epoca aceasta modernă timpurie, epoca Principatului Transilvaniei, în secolul al XVII-lea, unde am încercat să văd ce se întâmplă cu destinul nobilimii acestea. Ai tratat în general nobilime, nu? Sau nobilimea, nu? S-a interesat în mod particular nobilimea origine românească. Cu origine românească. Da. Nobilimea cu origine românească a fost în centrul atenției mele. Sigur, ideea mi-a sugerat-o domnul profesor Teodor. Aveam convingerea și cu ipoteza asta am plecat la cercetare, că în fapt secolul al XVIII-lea, din perspectiva, din perspectiva, socială românească, este preliminat de ceea ce se întâmplă cu nobilimea asta. O elită românească se construiește acum în secolul da. al XVII, care va intra în plan politic, în plan cultural în secolul următor. Am, am pornit cu această idee, sigur lucrurile s-au dus în alte, în alte direcții. Un subiect foarte complicat, spuneai tu, din perspectiva sau din prisma. Relație cu izvoarele, nu? Da, cu general, limbile izvoarelor. ființele auxiliare, cum le numim noi sigur, în domeniu, nu? Sigur, asta îi e, e o perspectivă. Pe de altă parte, secolul XVII este un secol aproape fără istorie în Transilvania românească. Da? Asta. E greu de apucat? Da, e general. greu de, 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 de prins și de. Elaborată o, o monografie, o sinteză, atunci când n-ai studii de caz. Asta deci e. eram obligat uh, să merg uh, Să riște o viziune înainte de, înainte de a avea cazuistica. cazuistica. Da, da, de a avea cazuistica asta. Lucrurile s-au mai îmbunătățit între timp. Uh, Sunt mulți cei care. Spune, dintre colegii noștri. n spune, sigur, uh, s-au um, uh, evidențiat o serie de cercetări. Um, în diverse direcții, în diverse cu diverse teme, da. asupra secolului al XVII-lea, asupra epocii Principatului, dar cred că încă e dificil să elaborezi o, o, o sinteză de istorie socială. Mai durează. Da. Sigur, Prodan o face. Știi, deci. Uh, Prodan face. are volumele Care era din Iobăgia. Mai, istoria muncii. Nu? Din, da, dar în, în volumul 2 din Iobăgia, în secolul al 17 lea are vreo sută de pagini despre structura socială a domeniului. Uh, Sinteza pe care o face acolo, cred că uh, încă, încă nu pisar. avem uh, resursele să o, să o depășim. Spune. În orice Ia. caz, în vremea lui Prodan, care nu e o vreme așa de îndepărtată, părea că destinul românilor în Transilvania e legat mai mult de obăgie și de o situație ancilară. Ori mie mi se pare că ce ai încercat tu să faci, adică să te ocupi un pic și de partea cealaltă a societății, românii care au ajuns nobili, sau care, mă rog, nobilii care proveneau din români, îl compensează cumva și redă un pic din complexitatea acelei epoci. Dar ai avut o intenție polemică în sensul ăsta? Adică să spui da, dar e și asta? Sau pur și simplu așa... Nu, 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 n-am -am pornit cu astfel de tendință sau nu, am uh, aprofundat uh, problema aceasta nobilimii și am ajuns uh, la concluzia de fapt că nobilimea asta e, e, o, e o matrice culturală știe, care absorbe diferite aluviuni. Da, diferite etnii, diferite grupuri sociale și uh, constituie un fel de, 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 model, de ideal social. Știi foarte bine că în a doua jumătate a secolului al XIX-lea, când Ion Cavaler de Pușcaru face o anchetă în Hațeg, întrebându-i pe cei de acolo ce sunt ei, toți au zis, noi suntem nemeși. Asta nemeși. era. nu suntem români, nu suntem unii, suntem nemeși. Aveau conștiința nemeșii. O nemeșiei. identitate din asta, da, <laughs> socială. Dar acum, fiindcă vorbim și nu ne aude nimeni, în particular, spunem te rog, după părerea ta, era o afacere bună să fii nobil. O duceau bine nobilii în secolul XVII. Unii da, alții nu. Uh, spectrul ăsta al uh, nobilimii, care din punct de vedere juridic, să zicem că este una și aceeași nobilime, nu? Uh, adică se bucură juridic de privilegii, uh, din punct de vedere economic, uh, al statutului social, uh, lucrurile sunt foarte diverse. De la acei nobili de șase pruni, nu? <laughs> care o știm, sau... Boci, corocoș, nobili nobilii cu sandale, de sandale, nu? Uh, care aveau pământul din jurul casei și atât. Aveau un, unii dintre ei dacă o mi -am situație bine? economică mult mai precară decât a iobagilor. Asta vreau să spun. Dacă mi-amintesc bine începutul de la cei trei muschetari a lui Alexandru Duma, nici D'Artagnan nu o ducea grozavă acasă. Da, de cauza a... asta pleca la Paris. Sigur. <laughs> zona asta, Transilvaniei, Ungariei, în momentele de, de conflicte militare, Uh, făcea, cei mai ca, ca numărul nobililor să crească, pentru că funcția lor militară era uh, predominantă, având nevoie de soldați, de, de armată, uh, devin numeroși. Transilvania-Ungaria este una dintre uh, unul dintre regatele cu cea mai mare inflație în ghilimele de, 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 de nobilime. Spania, sigur Polonia... Sunt da. comparabil cu ceea ce se întâmplă aici, în, în, în Transilvania. În secolul al XVII-lea este cunoscută, nu? expresia aceea de nobili armaliști. De unde vine? De la blazonul care li se conferă, nu? Și, Cam atâta. Deci, șase pruni, dar totuși un blazon. Da. <laughs> și un mod de viață, probabil. Și un, mod nu? De și viață, un mod de a se autoreflecta. Cei care depășesc condiția locală și care au aspirații, vor împărtăși acest mod de viață nobiliar. Uh, vor învăța, vor vorbi limba maghiară, vor merge la biserici uh, catolice ulterior reformate, un se vor de, căsători în familii. De carte știau. Uh, unii dintre ei, uh, da, știm cu toții că nobilimea n a fost uh, uh, foarte atrasă de ulterior, Ulterior, uh, da. uh, nu, când uh, războiul se profesionalizează. Se vorbește despre Revoluția Militară la sfârșitul secolului al XVI-lea. Atunci. Armatele de mercenari, da, a, tot mai mult? A, când apar academiile militare în secolul al XVII-lea, nobilii, sigur, vor constitui majoritatea ofițerilor din, din aceste armate, dar pentru asta vor trebui să urmeze școala. Deci profesionalizarea și apropierea de școală se se naște dintr-o conjunctură din aceasta socială, politică. Cercetările tale se mai îndreaptă și acum după atâți ani în această direcție sau Nu, nu, am mai las și altă lume pe a, câmpul a, cu siguranță. De investigarea a, mobilimii. Da. ai um, trăit și tu în universitate și știi foarte bine că traiectoria aceasta a cercetărilor este condiționată foarte mult de, de discipline, de mereu te reinventezi, încerci să găsești subiecte, teme care să fie în... Să atragă, să fie în același timp în concordanță cu proiectul sigur, general al facultății, sigur, al secțiilor. Și încerci încerc să, încerc să faci pași în direcția asta. Nobilii me a rămas un capitol important din, să zicem, cariera mea de cercetare, dar... La și trecut, altora uh, că. Uh, da, da, da. da, da. <laughs> în schimb, ai, ai făcut un salt până la mit biografia în comunism și post-socialism. Aici, deja din titlu, uh, cititorul este întâmpinat cu niște propuneri conceptuale. Mit biografia, o biografie mitizată, nu? Sigur comunismul, să zicem, că l-ar mai ști lumea ce înseamnă, dar post-socialismul este o, doar o trimitere la lumea de după? Ceaușescu? Uh, sigur. Să arăt, arăt și această carte pe care... Um, am fost interesat de problema aceasta biografiei, a modului în care se construiește povestea unei vieți în diverse contexte. Um, în contextul politic al propagandei regimului comunist. Nu? care în cazul în cazul de față am ales un studiu de caz uh, al cunoscutului uh, erou al uh, A fost eroizat, Da, sigur laser de la Rusca, nu? după celebrul poem din epoca din anii '50 al lui uh, Dan Deșliu. Uh, am, am, am fost interesat cum se construiește acest, uh, această biografie, care, sigur, nu este una naivă. Muncitorului exemplar, nu? Uh, nici măcar muncitor n-a fost, a fost, uh, cum a fost un țăran. Uh, în, în lumea asta rurală a banatului uh, montan uh, s-a construit mitul acesta lui lui uh, Cernescu, laser de la Rusca. Uh, Sigur că apropierea mea de biografia aceasta am a pornit de la cercetările de istorie orală, împreună cu profesorul Radosaf și cu echipa de la Institutul de istorie orală din, din, din Cluj. Am făcut un pic de teren. Am fost? făcut teren în 90, 1997, în zona Teregovei, Așa? acolo. În Banat. În Banat. Da? Și am reluat terenul, de data aceasta, singur, peste 10 ani. Știi? Și am uh, încercat să urmăresc uh, cum evoluează povestea uh, despre acest Lazar cernescu, uh, atât la nivelul comunității, da? Partizanii, familia, cum încearcă să capitalizeze fiecare uh, modul ăsta de a, de a povesti despre un om, știi? Uh, deci, e, deci, într-o lume a proletariatului ocupat de un țăran, într-o ambianță care era, cum să-i spun eu, uh, pusă în acțiune și de forțe care se opuneau uh, comunismului, to ales un uh, țăran uh, prezentat ca fiind... Uh, cum se spune, erou revoluționar, nu? Da, da, da. De către regim, foarte interesant, da. A fost interesantă strategia asta de a, de a, de a construi eroi și de a-i propune. Este un țăran care devine un erou național. De ce? Pentru că poemul lui Dan Deșliu face parte din manualul de limba și literatura română în epoca respectivă. Sunt uh, o serie de tactici din acestea de comunicare, ca să zicem, într-un limbaj din ăsta, din zilele noastre, care l-au livrat pe. erau um, tabere de pionieri în care erau omagiat, mama lui era purtată pentru a. Reda povestea tragică. Sigur, când e vorba de, 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 de o crimă, povestea a fost tragică. Chiar e tragică. Și a avut substanță ca să devină o poveste emoțională, să emoționeze, să electrizeze da. lumea, știi? Și mă gândeam acum, ascultându-te la faptul că și regimul anterior încercase să mitizeze un țăran, pe Petrache Lupu, nu? La Maglavit, ce s-a întâmplat? Da, da, da. S-a ajunsese la pelerinaje. Da, colegul nostru, Bărbulescu, Constantin Bărbulescu, nu, a studiat fenomenul. Exact. fenomen. Deci, de tentația, tentația acestei mit biografii e chiar mai veche la noi? Eu cred că atunci când biografia e evaluată în mediul academic de sociologi, de um, antropologi, de istorici... Nu, din capul locului se scot în evidență fragilitățile. Întotdeauna se spune că, de fapt, biografia este o poveste construită a priori, Pornești întotdeauna de la sfârșitul vieții și o ordonezi ca să ajungi acolo unde, de unde pornești. Ai, ai avantajul acestui racursiu istoric. Da, asta a fost un avantaj într-adevăr. Am încercat am încercat să mă familiarizez cu întreaga dezbatere vis-a-vis -vis de, 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 de teoriile acestea legate de biografie, de raporturile biografiei cu istoria. Mă gândesc că până la urmă despre asta e vorba și atunci când francezii vorbesc despre Jean d'Arc, nu? Sigur. Încearcă, eu... încearcă să deslușească sâmburele istorice al unui... Mit național? E un e un mit, uh, un mit uh, tot așa construit, uh, legat de. de. de dar se vorbește despre, despre medievalism. E un curent uh, în lumea contemporană nu? care uh, marchează încercările acestea de a utiliza motivele medievale în lumea contemporană. Sigur că lumea contemporană poate fi și secolul al XIX-lea. Se spune că, de fapt, medievalismul acesta se naște din momentul în care Evul Mediu se încheie. Sigur că da. E o când reinterpretare. Poți, când îl poți privi retrospectiv, când îl poți evalua. Este un curent foarte puternic, foarte interesant în lumea asta, istoricilor. Dar tu ai mai făcut un salt. Ai făcut un salt în istoria istoriografiei și te-ai ocupat de un personaj ilustru care a vizitat Clujul, care a fost. Prețuit și ovaționat la Cluj, istoricul Jacques Legoff. A existat Jacques Legoff? Te întreb un titlu. Biografie, autobiografie, istorie și memorie. Uh, și aici am rămas în, aceeași, uh, în același model al biografiei, a studiului biografiei uh, și a raporturilor cu ego-istoria sau autobiografia istoricului. Deci există o, o legătură între aceste două cărți. Am din încercat... școala franceză, Jacques Le Goff te-a fascinat cel mai mult? Uh... Alții îl preferă pe Brodel, alții, eu știu... Știi și tu monografia lui Le despre Ludovic, regele Franței din secolul al XIII-lea. Da, monografie Dau, masivă. Da, foarte consistentă. Și nu numai că e una masivă, ci uh, problematizează, din perspectiva istoricului, uh, într-un mod inedit, uh, biografia. Cum scrie o biografie? Cum se scrie o biografie? Uh, știi? Adică, Cu uh, ce uh, o are o parte istorică, <laughs> da. Da, propriu-zisă, și apoi uh, o a doua parte, în care urmărește modul în care se rescrie de la o epocă la alta biografia respectivă. Fiecare epocă are propriul sigur, înțeles. Propriul sigur, adicul. în anii 90 în cartea lui Legov despre Ludovic a apărut în 96 în 97. Da. În anii 90 se dezvoltă un curent favorabil biografiei, în sfârșit dintr-o cenușăreasă. Ajunge în centrul atenției istoricilor. Nu? Și mă gândesc și la cartea lui Luisa lui Paserini care reconstituie, sau pune în discuție, biografia lui Mussolini. Modurile în care s-au scris biografiile în timpul vieții lui. Da, în perioada interbelică în Italia. O analiză extraordinară. <laughs> care, care poate fi un model de cercetare. Mai cu că personajul era atât de controversat, ca să nu zic mai rău, condamnat direct. Sigur, sigur. E, și în contextul acesta al unei... unei crize a istoriei, nu? de la sfârșitul secolului al XX-lea, când uh, istoricii încearcă să-și reevalueze disciplina și să, un, să înțeleagă rosturile disciplinelor în lumea contemporană, biografia a fost o, uh, un mod de a se apropia și de a, de, a, de a deveni important, să zicem. Îți uh, uh, vine um, să crezi sau nu, dragă ți Costea? Timpul nostru de emisie s-a terminat, ceea ce înseamnă că, mai, având multe de discutat în continuare, vei fi invitatul meu și la o altă ediție. Mulțumesc pentru invitație, îmi pare bine că am putut Mulțumesc să ți gândurile. Iar vă, dragi prieteni, sigur că vă dau o întâlnire și pe data viitoare. Vă aștept. Numai bine.